Vă spunem la ediția de astăzi a emisiunii Calea Dăvărului și Viața. Avem un invitat special astăzi, cum de a sunt toți invitații noștri, este fratele Estefan Șeuleanu, președintele Asociației Creștinilor Polițiști din România. Mulțumesc, frate Estefan, că a acceptat să fie alături de noi. Vizit. E o discuție interesantă. Procedăm această înregistrare de un timp mai lung de, de mărturii, de mărturisiri, de schimb de gânduri, de idei și îmi va fi foarte greu să selectăm din uh, multe lucruri pe care le avea de spus ceva ce ar interesa și pe telespectatorii noștri, dar cred că sunt lucruri interesante. Am vrea să știm mai mult, frate Ștepan, despre Asociația Polițiștilor Creștini, despre viziunea pe care o aveți, despre modul în care prin această asociație puteți să slujiți o categorie specială de, de acestei țări. Și în primul rând vreau să vă prezentați și să ne vorbiți puțin despre cum a luat ființă această asociație. Mulțumesc. Mă numesc Ceuleanu Gheorghe Ștefan, Lucrez ca și comisar șef de poliție în cadrul inspectoratului de poliție județean Cluj, la Serviciul ordine public, ofițer specialist poliție de proximitate. Prin Harul lui Dumnezeu, în anul 2000, împreună cu alți doi frați, polițiști creștini, Petrică Bohuș de la Oradea și Oniga Vasile de la București, cunoscând printr-un misionar englez că în Anglia există o asociație a polițiștilor creștini, care trăiesc conform uh, cuvântului lui Dumnezeu, principiilor biblice și de asemenea promovează respectarea principiilor biblice și a legilor statului în care ei trăiesc, uh, ne-am gândit și noi împreună să punem bazele Asociației Polițișilor Creștini din România cu sprijinul celor din uh, Anglia. Astfel că în baza unei hotărâri judecătorești din 15 decembrie 2000, în conformitate cu ordonanța 26 din mai 2000, am uh, înființat Asociația Polițiștilor Creștini din uh, România. Uh, de asemenea, uh, dorința noastră sau viziunea noastră este ca toți colegii din Ministerul Afacelor de Interne și nu numai din această structură de autoritate, și, ci și din celelalte structuri de autoritate care au un timp limitat, spun eu, datorită serviciului pe care ei au de a merge la biserică, de a avea o părtășie spirituală cu Biserica Domnului Iisus Hristos, să le oferim această posibilitate prin membrii Asociației Polițișilor Creștini din România de a uh, avea parte de consiliere biblică non-denominațională, pur, Sim, pur și simplu biblică de a fi un sprijin și un real ajutor pentru ei în diferite circunstanțe ale vieții pe care ei le întâlnim ca și noi, de fapt, le întâlnim în timpul serviciului, pentru că acest serviciu de pază Urbei este un serviciu special, un serviciu deosebit care presupune de multe ori eforturi, peste 8 ore de serviciu, 10, 16 ore sau un timp mai îndelungat, astfel că timpul lor este foarte limitat de a participa la o slujbă bisericească. Indiferent de biserica în care Indiferent merge, de biserica de care ei aparțin, de asta am și precizat faptul că este o consiliere biblică non-denominațională, dar creștină, cu precizarea clar creștină. Bazată pe Sfânta Scriptură. Da, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu care este Sfânta Scriptură. o să vă întreb mai multe lucruri legate de, de, această asociație, pentru că e un segment important dintre cei care ne urmăresc care sunt interesați și cum anume... În primul rând să ne spune cine pot să... Mi-a spus deja, Ministerul de Interne poliziști în sensul clasic al cuvântului, dar cred că sunteți deschiși, după cum a spus și de la alte structuri ale statului, cam ce categorii de membri aveți în, și ce reprezentări aveți în diverse alte orașe din România. Da, deci din asociație pot să facă parte nu numai poliție, pompieri, jandar, poliție de frontieră, poliție locală sau, mă rog, din alte structuri de autoritate în baza unei cereri de adeziune la această asociație. Bineînțeles, conform statutului asociației, având, mă rog, dreptul și obligativitatea aceasta de a subscrie mărturie de credințe creștine pentru că noi toți în România susținem majoritatea susținem că suntem o țară creștină, în consecință noi trebuie să dovedim lucrurile acesta nu numai cu vorba, dar mai ales cu fapta cu trăirea zilnică, dacă într-adevăr suntem creștini, adică dacă la baza existenței noastre sunt principiile creștine, adică ale cuvântului lui Dumnezeu, Biblia. Printre cele mai frecvente întrebări care vi se pun frate Stiolianu sunt acelea. Este compatibilă meseria de poliție, de poliție de frontieră, de poliție de proximitate, este compatibilă cu uh, Scriptura, cu o, norm cu o trăire normală, biblică, a vieții după principiile scripturii. Unii spun că poate și viața politică, dar, zicem, zona aceasta este incompatibilă. dați un argumentul, celor care vă întreabă cu siguranță, asta de multe ori. De multe ori am, am fost întrebați uh, despre această situație și dacă ar fi fost uh, curios ca să nu spun, foarte interesați să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfintele Scripturi, ar fi constatat că Dumnezeu este acela care a rânduit dregătorii, pentru că este un Dumnezeu a ordinii, a legii, a disciplinei și el este acela care, spune Cuvântul lui Dumnezeu, ridică pe împărat, și el este acela care coboară pe împărat, el este acela care instituie ordăduirile într-un stat, într-o națiune într și într-o societate, cu alte cuvinte. Și, de asemenea, este o mare încurajare pentru colegii mei, și eu asta îi încurajez dacă a, suntem atenți și am a, luat pasajul din Biblie, din a, Faptele Apostolilor la capitolul 10. A, a, dacă îmi permiteți să citesc Cuvântul lui Dumnezeu aici ne prezintă că mântuirea la neamuri a început cu un om al autorității, cu un ofițer, cu sutașul Cornelius, faptele apostolului capitolul 10. Acesta făcea parte dintr-o legiune italiană care menținea ordinea și liniștea publică în Ierusalim după ce Imperiul Roman cucerise statul, mă rog, statul evreu. Și omul acesta, deși era un om cucernic, temător de Dumnezeu, întotdeauna se ruga lui Dumnezeu cu toată casa lui, totuși îi lipsea ceva ca să fie mântuit. Și atunci Dumnezeu, printr-un înger al său, îi trimite un mesaj și anume îi spune că trebuie să trimite la Iope după Sfântul Petru, da, după Apostolul Domnului Iisus, după Sfântul Petru și o să-i spună cuvinte prin care va fi mântuit el și toată casa lui. Omul acesta, ca și un soldat, s-a executat imediat, de aceea cred că Dumnezeu ne iubește așa de mult pe noi cei ridicați în dregătorii, pentru că el comande noi executăm, suntem învățați cu autoritatea, a trimis după Sfântul Petru, Sfântul Petru l a prezentat pe Hristos cel răstinit ca unica soluție de mântuire a oamenilor lor de pe pământ, Cornelius și toată casa lui au crezut în Domnul Isus Hristos și Dumnezeu a și confirmat credința mântuitoare pe care el și casa lui au primit-o botezându-i cu Duhul Sfânt ca și pe apostol la cinzecime. Apoi în faptele apostolului, capitolul 11, cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 17 în jos ne se prezintă justificarea apostolului Petru în fața celorlalți apostoli care l-au întrebat, l-au chestionat de ce a intrat în casa unui în împrejur la unul care nu are făgăduit nu are legea lui Dumnezeu și așa mai departe. Și el a spus, nu m-am putut împotrivi revelației pe care Dumnezeu mi-a dat-o și spune, m-am dus, am vestit pe Domnul Iisus Hristos cel răstignit ca unică soluție de mântuire și spune, Dumnezeu este cel care a confirmat că și Corneliu și casa lui au primit credința mântuitoare. Și atunci menționează în versetul 18, după ce a auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și a zis, Dumnezeu a dat de cineamurilor pocăință ca să aibă viață. Deci mântuirea a început cu un om al autorității între neamuri. De aceea mulțumim lui Dumnezeu și îi încurajăm pe colegi. Toți trebuie să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu și să trăim dacă spunem cu gura că suntem creștini, să dovedim cu fapta. Interesant. Și în acea vreme au fost unii care și-au pus întrebări cum un om al ordinii, un roman chiar, dar un om al ordinii locale se poate întoarce la Dumnezeu, mai ales dintre neamuri și cred că și întoarcerea dumneavoastră și ca persoană, și ca și polițiști, creează semne de întrebare, creează semne de întrebare să zicem, nu din neapărat opoziții. Cam, cam, din ce zonă sunt aceste împotriviri sau semne de întrebare? Cam care sunt întrebările sau împotrivirile? Sau de ce poate nu toată lumea se bucură imediat când un coleg de al lor de slujire, de serviciu polițist se întoarce la doamnă? Viața lor este schimbată, viața lor este transformată. Omul devine mai conștient de faptul că asupra lui este o autoritate mult mai mare decât legea statului. Este autoritatea lui Dumnezeu. Iar ceilalți privesc lucrurile acestea cu, cum să spun eu, cu suspiciune, cu neîncredere, pentru că, dar în același timp și cu temere. Acum, colegul meu, dacă el într-adevăr va trăi ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul său și într-adevăr va dovedi cu viața că el este un om născut din nou, un creștin practicant de a cuvântului lui Dumnezeu, există și un risc pentru cei care nu Respecte legile, mă rog, sau ordinele, sau așa, sau disciplina, mă rog, care este în instituția respectivă și există posibilitatea aceasta de a fi luate măsuri de către cei care respectă legea de, împotriva celor care ar încărca legea sau, mă rog, alte ordine sau dispoziții. Există așa o reținere, însă, să știți că după ce mulți s-au întors, aproape o mie de oameni din această structură de autoritate, din Ministerul Afacerilor Interne s-a întors la Dumnezeu și nu numai din Ce această de structură. Ști, poate sunt și alții exact. care, care nu... Sau... Deci, despre aceștia noi știm, din Ministerul Apărării Naționale, din Serviciul Român de Informații, pentru că toți suntem oameni, toți avem nevoie de viață spirituală, de viață duhovnicească, avem nevoie de Mântuitorul. Și, bineînțeles, că cei care, mă rog, nu sunt practicanți, privesc cu Scepticiți la început. Însă apoi fiind beneficiarii schimbării colegilor prin cuvântul lui Dumnezeu încep și ei să fie interesați. Unde mergeți la biserică, unde vă întâlniți voi polițiștii, la rugăciune, la conferință, vrem și noi să venim. De ce? Și îi întrebăm, ce va determina. Am văzut o schimbare în viața voastră, am văzut o schimbare în modul în care voi trăiți, atât la serviciu, cât și la, mă rog, la domiciliu în societate, și lucrul acesta ne determină. Nu atât vorbele voastre, cât faptele voastre ne determină, vrem și noi să venim împreună cu voi, să vă cunoaștem mai mult și să cunoaștem felul în care voi ați beneficiat de această schimbare, efectiv. Știți și în vechiul regim, în regimul totalitar comunist, cineva s-a lăudat că o să fac un om nou. Ei, nimeni n-a reușit până la Domnul Iisus Hristos Singurul care poate să schimbe cu adevărat un om Este numai Dumnezeu Mântuitorul De aceea noi dorim lucrul acesta Să ducem acest mesaj Al Evangheliei Domnului Iisus Hristos Nu numai colegilor de serviciu Chiar și celor pe care îi cercetăm În momentul în care îi calcă legea Avem foarte mulți membri a asociației Care misionează în penitenciarele din România De asemenea și cei care sunt în regim de arest Mă rog cu aprobarea de rigoare, cu aprobările de rigoare care trebuie să fie din partea procurorului de supraveghere, așa și uh, putem să uh, ducem uh, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, putem să îi consiliem și pe ei, pentru că este important uh, și mântuirea sufletului acelui om, nu numai faptul că el va lua o pedeapsă din partea legii fiindcă legea călcată îl pedepsește, dar nouă ne pasă și de sufletul lui, pentru ca în viitor el să nu mai ajungă în această situație, ci să, să fie un om care societatea să poată baza pe el. Mă spuneți că înainte de a face această înregistrare, că la vremea când s-a înfizat această societate, era oarecare rumoare despre această societate și a apărut chiar articole în sau în alte părți, unde cu titlul de glumă sau de ironie, spunea acum un polițist poate să aibă într-o mână Biblia și într-o mână pistolul. Uh, și uh, mi-a spus și acum, într-un fel, polițistul trebuie să respecte în primul rând legea lui Dumnezeu și după aceea uh, e posibil ca legile și dispozițiile care le primește să nu fie întotdeauna în concordanță cu legea lui Dumnezeu. Cum se împacă aceste lucruri? Biblia și cu uh, arma într-o mână, vorbind uh, generic. Da. Deci, uh, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că o persoană care s-a întâlnit cu Mântuitorul a devenit creștin că de fapt creștinismul nu este religie, forme, date, în tradiție, obiceiuri, ci este un mod de viață. Iisus Mântuitor a spus, cine crede în mine, va trăi cum trăiesc eu. Ori lucrul acesta nu pot să-l separ. 24 în 24 de ore sunt un creștin, sunt un copil al lui Dumnezeu, așa cum nici nu pot să separ creștinismul de poliție. Profesia este de polițist, dar sunt creștin, în primul rând, sunt un om mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos și trăiesc după principiile împărăției lui Dumnezeu, după perceptele Sfintelor Scripturi. Și asta uh, poate fi în orice domeniu de activitate, nu numai neapărat în poliție. Ori, legile care Dumnezeu a îngăduit o rânduirea să existe, cum e acum democrația, se dau niște legi, legile care sunt călcate, legea este așa care pedepsește. Când mai auzim pe mulți oameni spunând, o, oh, poliția a arestat pe ani, poliția nu arestează pe nimeni. Legea călcată este aceea care arestează și care ia măsură. Însă, noi suntem oameni și avem și o parte spirituală. Polițistul nu este un robot. El este un om, are nevoie și de partea spirituală și trebuie să gândească nu numai cu, din spiritul legii, ci trebuie să gândească și din spiritul sufletesc sau duhovnicesc. Adică, cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, păcatul trebuie osândit, dar omul trebuie salvat, omul trebuie ajutat să iasă din starea respectivă, chiar dacă își ia pedeața, chiar dacă ajunge în penitenciar pentru legea călcată, trebuie ca el apoi să fie, mă rog, ajutat, să, se, să fie înnoit și schimbată viața lui pentru a nu mai ajunge acolo, pentru a nu mai fi o problemă pentru el, pentru familia lui, pentru societatea în care el trăiește. În lumea chiar în anul în care noi facem această înregistrare, poate -o luăm peste câțiva ani de zile, e preocupată foarte mult de zona aceasta, de domeniul acesta a integrității în societatea civilă în general. Începând de la nivelul cel mai de sus, parlamentar, structuri locale, administrație locală, structuri de poliție, de securitate. Un polițist creștin e o provocare, într-adevăr, pentru colegii lui vis a -vis de integritate. Este aceasta o preocupare la dumneavoastră? Sunt curios cum arată un polițist a cărui viață este schimbată complet și care poate să fie un reper al integrității față, vis-a-vis -vis de ceilalți care, chiar dacă sunt oameni cum se agade, poate n-au această preocupare pentru integritate, așa cum are un credincios polițist. A, știți, chiar dacă se mediatizează foarte mult cazurile în care sunt oameni din structurile de autoritate care au încălcat acest, acest principiu al integrității, da. Prin asta odată dovedește că este om, dovedește că orice om poate fi, poate la un moment dat să greșească și să, să ajungă situația aceasta, însă, din perspectivă biblică, omul acesta poate să capete puterea de la Dumnezeu, puterea sufletească, duhovnicească, de a trăi integru, de a trăi curat. Să știți, sunt cazuri izolate, chiar dacă de multe ori media prezintă ca ceva, ca și cum ar fi un fenomen, la nivel de structură sau de autoritate, într-un anumit fel, ca și cum ar fi un fenomen al, mă rog, al corupției sau așa mai departe. Totuși, cred și sunt convins și din informațiile pe care le avem sau din și asta, sunt cazuri izolate acestea. Și noi luptăm pentru că acestea să nu existe. Și asta nu, noi dorim, ca și asociație, prin baza Cuvântului Lui Dumnezeu, să conștientizăm colegii noștri de riscurile care le incumbă o astfel de situație în care ar cărca principiile de integritate și ar ajunge într-o situație de corupție. Consecințele sunt dezastruoase nu numai ca persoană din punct de vedere fizic și și spiritual și are consecințe și de lungă durată și asupra lui, asupra generațiilor care vin, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru până la mia generație, pentru cei care fac voia lui Dumnezeu și urmează pe Dumnezeu, pe când uh, sancțiunea chiar din partea lui Dumnezeu, nu numai a legilor statului, spune că merge până la al patrulea neam, pentru cei care sfidează pe Dumnezeu, pentru că atunci când calci principiile integrității, calci în picioare, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi calci legea statului. Deci totul este cu o implicație și spirituală, nu numai fizică, dar încă o dată subliniez. Sunt cazuri izolate acestea, chiar dacă ele sunt de multe ori foarte mediatizate, ca și cum ar fi un fenomen la nivel național. Sunt o altă categorie de oameni care vă întreabă, Uh, fiind polițist, sunteți pusi în situații să folosiți arma sau să fiți uh, uh, folosiți într-o acțiune de tip violentă, fără să dau un fel de exemplu. Ce le spuneți acestora? E compatibil acest lucru? Nu cumva în situații de acest gen trebuie să spuneți am pus pistolul jos, nu mă duc în acea acțiune uh, pentru că eu, uh, Biblia nu mă lasă să fiu parte dintr-o dintr acțiune de genul acesta. Deci am întâlnit și persoane care ne-au pus aceeași întrebare, că, așa cum ne-a spus și dumneavoastră. Acum aș vrea să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură din nou. Și apoi o să explic lucrul acesta. Roman, capitolul 13, în Roman, capitolul 13, începând cu versetul 1, Cuvântul Dumnezeu spune astfel, Oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduirii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru un area. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El e slujitor lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci rău, temete că nu degeaba poartă sabia. Și aici trebuie să acționăm Conform Cuvântul Dumnezeu și a legilor statului, ele trebuie respectate în tocmai, dar în același timp trebuie să gândești și cu inima. Pentru că și persoana asupra căruia se ia astfel de măsuri este tot un om, este tot o, o, un suflet pentru care Dumnezeu a murit și trebuie astfel aplicată această măsură coercitivă sau dură, dar astfel încât să fie. Cât mai limitată suferința lui, dar în același timp măsura să fie aplicată, adică ceea ce el a, mă rog, a călcat legea, ea trebuie să fie aplicată și în dreptul lui. Deci, polițiștii un se... instrument al, da, mâna se... al Dumnezeu pentru aplicarea unor lucruri, a judecăților Dumnezeu în anumite situații și a dreptăților Dumnezeu. În da. e... această perspectivă, da, trebuie privit lucrul acesta trebuie astfel să fie executată încât suferința să fie cât mai mică, cât mai limitată, dar în același timp măsura să fie aplicată împotriva persoanei respective. O să revenim în finalul emisiunii noastre cu discuții puțin despre uh, organizație, pentru că poate mulți vor să afle din nou mai multe lucruri care le-a spus la început, dar vreau să vă întreb așa ceva. Cum, sigur, dumneavoastră, când ați avut pe inimă să fiți parte din închegarea acestei uh, organizații, Asociația Politicilor Creștini din România, ați avut deja o determinare pentru Hristos. Poate ne puteți spune pe scurt și că povestea mea lungă, cum anume să ajuns într un punct în care a simțit nevoia, chiar dacă funcția dumneavoastră, poziția dumneavoastră era în cadrul poliției, totuși să, în mod public, să faceți parte într-o asociație care să fie numai pentru dumneavoastră și pentru cei doi, trei care sunt împreună, dar să fie și o formă de slujire pentru foarte mulți. Cum ați ajuns în acest punct? În acest punct am ajuns pentru o experiență personală, în anul 1992 am contactat o hepatită virală subicterigenă, acută. Medicul de familie mi-a aplicat tratament medicamentos greșit, adică mi-a dat antibiotice, ceea ce a dus la agravarea, agravarea bolii. bolii. Lucram atunci ca șef de schimb la agență de siguranță publică. Eram pe schimbul 3, schimb de noapte. Mi s-a făcut rău ofițerul de serviciu la intrarea în serviciu. A fost necesară ambulanța și am stat la boli infecțioase 74 de zile. Bola s-a agravat, chiar dacă aveam medicamente aduse de colegi din Occident, nu aveau efect. După 74 de zile am fost externat, și medicul, cu părere de rău că nu a putut să mă ajute. Mi-a spus, noi ca oameni am încercat să facem tot ce am putut, să aplicăm tratament, să te ajutăm, dar atât am reușit, de aici încolo Dumnezeu cu mila. În situația aceasta am ajuns acasă, vă dați seama, pentru mine a fost ceva teribil, fiindcă studiasem chiar și unele lucruri de medicină, nu numai medicină legală în școala de ofițeri, ci am studiat și altceva. Credeam că știința este așa de dezvoltată încât nu mi se poate întâmpla nimic rău. Bineînțeles, din punct de vedere spiritual, m-am frânt conștient de faptul că pot să mor. Și unde mă duc într-o viață veșnică, dacă Biblia are dreptate, datorită, mă rog, și acelor păcate copilărești pe care. Mulți le fac și asta, totuși, dacă Dumnezeu este sfânt, nu o să mă primească în cer la El. Deci aveam frământările acestea și uh, atunci am rugat pe Dumnezeu să mă ierte. Am zis, Doamne, dacă tu cu adevărat existi, măcar că să știți că mergeam de cinci ori pe săptămână la biserică. De și religios, aveam e... o religie, așa și. Uh, Făceam multe milostenii, fapte bune, ce făceam cu dreapta, să nu știe stânga, cum spunea în Scriptură, dar nu, nu cunoșteam cu adevărat pe Dumnezeu, nu aveam certitudinea, siguranța mântuirii, nu aveam. Și atunci am zis, Doamne, eu n am făcut întocmai voia Ta, n-am împlinit toată legea Ta, iar Tu spui în Scriptură că atunci când am călcat-o porunca Ta, m-am făcut vinovată de toate și Te rog doar să mă ierti și atunci, pe urmă, pot să-mi iei viața de pe pământ. Ei, am stat acasă încă trei luni de zile pe pat de suferință și apoi am ajuns la un om al lui Dumnezeu pe care îl însuțea unul din acele semne pe care spune Sfânta Scriptură, iată, semne ce vor însuți pe cei ce cred în numele meu, a zis Isus. Unul din semne ce își vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoșa. Astfel că, prin intermediul unui vecin, am ajuns la acest om al lui Dumnezeu care pur și simplu m-a șocat. Într-o rugăciune de două minute, a chemat numele Domnului Isus Hristos și numele lui a cerut de la Tatăl iertare pentru păcatele, fără de lege, în negiurile mele, spunând rugăciunea după el. El mi-a zis, rogă-te împreună cu mine, iar apoi a spus, acum poți să te ridici m-am ridicat de jos, fără să fiu, să-mi dau seama de fapt că s-a întâmplat ceva în viața mea, fiindcă atât eram de bolnav încât soția trebuia să mă ridice, să mă ducă până la bucătărie, apoi să mă ridice după ce servea masa și să mă apoi înapoi în pan. Și el atunci, așa militaros, mi-a poruncit, ridică-ți bluza în partea dreaptă. Eu ca militar am ridicat bluza până la piele și el a pus mâna dreaptă pe ficat și a zis nu vei muri ci vei trăi, zice Domnul ia Biblia, du-te acasă, ia Biblia, citește împreună cu soția și te roagă cu cele două ofice. i-am rămas mai șocat pentru că eu nu i-am spus omului lui Dumnezeu că am acasă încă două ofice. și apoi zice vii din nou la rugăciune am fost de trei ori în trei zile diferite la el după care a spus acum Dumnezeu te-a vindecat Domnul Iisus să știi că te-a vindecat și eu, bineînțeles, că am avut o incertitudine, o rezervă, ca să spun așa, am alergat imediat la Spitalul de Boli Infecțioase, am contactat pe medicul care mă tratase anterior, pe doctorul Cintică de la Boli Infecțioase de la Cluj, domnul doctor știți, am venit la dumneavoastră, vă rog să mai faceți o dată analiză de sânge, să văd așa. Și a venit cu rezultatul și așa, cu un ton foarte răstit, la mine, ce ai făcut? N-am făcut nimic. Ce ai făcut, omule? Tu ai făcut ceva? Ce tratament ai urmat? N-am urmat niciun tratament. Nu, tu mă mințești? Sigur tu ai luat ceva tratament. Și mă gândeam atunci cum să-i spun că am fost la rugăciune și că Domnul Iisus m-a vindecat. O să spună probabil că am probleme la nivel psihic. Și am spus, doctor, eu n-am făcut nimic. Apoi a urmat frământări legate de uh, poporul evreu. Am fost și la Biblioteca Universității babeș am căutat mai multe cărți să vedem ce să spun cei așa zis înțelepți din lumea aceasta despre poporul evreu, despre istoria lor, despre documente științifice, istorice, arheologice. Este realitate, este o invenție pur și simplu ca să, mă rog, cum spun unii, să domine lumea, nici vorba. Era o realitate toată istoria lui Israel și am spus, bun, dar mai este o problemă. Iisus Hristos este Dumnezeu cel întrupat, este Dumnezeu cel adevărat. Știința lumii și nu m-a putut convinge cu această știință a lumii și a spus dacă Isus a fost doar un mare profet, atunci eu sunt nemântuit dacă el a fost doar un mare învățător, care a schimbat istoria omenirii, că unii în din să facă, nu cunosc, că nu se spune înainte și după Dalai Lama, Buddha, Confucius, Mahomet, ci înainte și după Hristos, anul nu există în existența umană, ale acolo este crucea Domnului Iisus Hristos, este jertfa Dumnezeirii. Și am lăsat deoparte toate aceste cărți și am început să mă rog să citesc în Biblie și să îl rog pe Dumnezeu, Doamne, arată-mi și mie, descopere-te. Și, și mie, vorbește și mă luminează să pricep. Dar nu erați conștient că Dumnezeu s-a atins în mod miraculos de. Da, de eram conștient, cu... dar vroiam, cum să zic, o încredințare de plin, adică omul să creadă ceea ce mai târziu am aflat, tot aici în cartea aceasta, a roman, spune prin credința din inimă, adică o credință nu numai la nivel mental, ci din toată inima, că Dumnezeu l-a înviat pe Isus Hristos, ajungi la mântuire, spune Sfântul Apostol Pavel. Și atunci am ajuns la acel pasaj în care Dumnezeu îi se descoperă pentru un înger lui Gedeon și îi cere un semn Gedeon îngerului Domnului. Dacă Domnul e cu mine, pune o lână în arie pe teren aici, să fie rouă pe lână, teren uscat și Dumnezeu îi dă, apoi spune cu alte cuvinte, iartă pe robul tău, acum fă semnul invers și atunci o să cred. Și Dumnezeu îi dă semnul și atunci îngerul Domnului spune, bine, uite, acum eu o să fiu cu tine. Dar întâi mergi în casa tatălui tău, distrugi toți idolii astartei, bal, toate acele icoane și astea le distrugi și apoi eu voi fi cu tine, ridici poporul, te duci la luptă împotriva poporului migrator madian și atunci eu am să-ți dau biruință. Și el a făcut așa și Dumnezeu a dat biruință. Eu zic, Doamne, eu n-am nici teren, n-am nici lână, n-am... Dar te rog, trimitem un om și în care biserică mă duci, acolo să fie, cum spune Scriptura, cu cei credincioși, zice lui Hristos, nu-i rușine să-i numească frații lui. Dar acolo duc și pe mine. Unde sunt frații tăi, Iisuse? Și atunci eu Ceut cred că... un om de... care să vă ducă, să vă conducă la o biserică în care simți să... că trebuie să fie profetic da. locul în care Am, am o zis, zis, unde sunt frații Domnului Iisus? du și pe mine acolo. Și după o lună și jumătate a venit un vecin, un cunoscut și mi-a spus, Ștefane, vină la biserică. Am zis, Liviu, tu nu știi ce vorbești. Păi m-ai chemat la un jocuri de noroc, m-ai chemat la un șpriț, dar niciodată nu m-ai chemat la biserică. Și el a spus: Tu înțelegi că nu ai cap. Mai târziu am aflat, într-adevăr, din Sfânta Scriptură, că un bărbat nemântuit nu are cap, pentru că zice: capul bărbatului trebuie să fie Hristos. Și bărbatul mântuit trebuie să fie capul femeii și copiii sub autoritatea celor doi. Și atunci el a insistat din nou: Înțelegi că trebuie să vii? Mai zic, e ora în 9 fără 10 minute. Eu nu intru după preot în biserică. Eu trebuie să fiu acolo înainte să se înceapă slujba, care se ține acolo în prezența lui Dumnezeu. Și el a insistat din nou. Și atunci așa în duhul mințit Dumnezeu mi-l prezintă așa pe Domnul Isus Hristos la Gabata, Pilat îl scoate în fața mulțimilor pe mântuitorul și face așa acea afirmație foarte cunoscută: Ece omul, iată om. Francis, ăsta e omul, Doamne. Și Domn, Dumnezeu mi-a dat convingerea. Da, ăsta este omul prin care eu te duc acolo unde sunt frații mei. Și atunci am zis, Doamne, unde mă duce Liviu? Acolo voi rămâne și te voi sluji toată viața mea. Mi-am îmbrăcat frumos, pentru că atunci când mergi în prezența lui Dumnezeu trebuie să mergi cu toate pusă în regulă și am ieșit în fața blocului pe trotuar și m-a întrebat Liviu, unde mergem? Zic, alege că tu ai fost trimis de Dumnezeu. Și parcă și acum mai văd mâinile, zice, Mergem la catedrală, în centrul orașului, mergem pe strada Bisericii Ortodoxe, acolo era Biserica Sfântă, aparținea cu strada, sau mergem la Pocăiți. Și am zis, alege că tu ai fost trimis. El, fără ezitare, a zis, mergem la Pocăiț. Zic unde? Aici, în cartierul Zorului, este o biserică în construcție, la subsol se adună câțiva oameni. Liviu Dătai, ai fost acolo? Zice, eu sunt de profesie instalator la centrale termice de cartier. Treceam într-o zi pe acolo, de la serviciu și admiram cât de repede se construiește biserica. și de acolo un bărbat și stimate domn, n-ați dorit și dumneavoastră să intrați, să ascultați cântările Domnului și Evanghelia Mântuitorului? Și eu de curioz zice, am băgat și eu acolo. Ei, pe drum, el m-a sprijinit pentru că după un timp așa de lung de stat în pat, slăbești că, din punct da. de vedere fizic, chiar dacă Dumnezeu mă vindecase, și pe drum înspre biserica respectivă am avut frământări în inima mea cu ceea ce unii ne învățase greșit în vechiul regim cu privire la cei care urmează pe Domnul Iisus după Sfintele Scripturi. Mai ales în structura de poliție încă din în vremea aceea și da, era o că... specială echipare în cunoștință da, despre din vechiul regim, sectanții da. pocăiți. Exact. Și atunci am zis, Doamne, dacă nu-ți place unde mă duce Liviu, ca un copil am gândit și acum zâmbesc când mă gândesc, dar am fost sincer înaintea lui Dumnezeu dă un tir peste noi, îmi iei sufletul un rai și nu mă las să ajung unde nu-ți place ție. Însă Dumnezeu a văzut că acolo sunt copiii lui Dumnezeu și astfel am ajuns în Biserica Domnului, iar în 28 mai 1995 am și mărturisit pe Domnul Isus Hristos în apa botezului, pentru că în Sfânta Scriptură, oricât am căutat, am găsit botezul doar la oamenii mari, oamenii care au discernământul faptului pe care le fac și decizia o iau ei personal. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune, dacă mărturisești tu cu gura ta și dacă crezi tu din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, vei fi mântuit, nu fel. Apoi, pentru că unii dintre colegi mi-a pus și mie această etichetă de sectant, chiar un colonel spunea la un moment dat da, eu cred că religia ta este adevărată, dar arată-mi ceva, calificare, arată-mi o diplomă, ceva și atunci am încurajat și pe ceilalți colegi care s-au întors la Dumnezeu să continue studiile, studiile, studiile Așa, în, cuvântul Așa, în cuvântul lui Dumnezeu și astfel am, am absolvit facultatea de teologie și am luat licența la Institutul Teologic din Arad, Teologic Ortodox, ne-am luat licența acolo și apoi am spus colegilor, vedeți, acum am și pregătire, dar nu asta contează. Deci contează ca noi să facem ceea ce spune Mântuitorul. Pentru că numai El este Dumnezeu adevărat și ne-a dovedit prin faptul că viat din mort și prin faptul că ne schimbă și nouă viață atunci când noi credem în Domnul Isus Hristos. Așa cum am spus că ați avut emoții, frământări în timp ce vă îndreptați către o biserică evanghelică. Sunt și alți, alte persoane care poate nu mă mai acum, care fac parte încă din structură sau care au o educație de dinainte. Sau din ultime ani, ultime decenii, unii chiar din timpul comunismului sau de după și Uh, ce le spune acestora? Că exact uh, educația pe care ați primit-o și informațiile pe care le-ați primit-o despre, uh, despre, zona neoprotestantă uh, ar fi argumente suficiente acum ca să îi îndepărteze de această zonă în care chiar ați uh, politici în acea vreme, de timpul comunismului în special, dar și nu numai, au acționat ca chiar element de control, represiv poate. Sunt convins că ei nu sunt credului. A fi credincios nu înseamnă să fii credul adică să primește orice informație, au posibilitatea să verifice ei personal. Adică invit să participe la slujbă în bisericile evanghelice, să se convingă ei asupra realității și nu asupra informațiilor eronate care au fost, ca să spunem cu ghilimele de rigoare, intoxicați. Dar fost și dumneavoastră intoxicat cu asta. Bineînțeles că sistemul trecut așa a fost, de așa manieră, însă atunci când am ajuns să intru într-o biserică evanghelică, mi-am dat seama Că adevărul este cu totul altceva decât ceea ce ei ne-au prezentat. Mulțumesc că așa, convertirea a fost pe baza unei minuni pe care Dumnezeu a făcut-o în mod clar și fără tăgadă, chiar în trupul dumneavoastră. Ați mai asistat după aceea? Mai puteți să ne spuneți, poate o minune, o, o întâmplare care a fost clar în mâna lui Dumnezeu, fie în viața Asociației Procesiilor creștină, fie în viața altora, dintre cei apropiați, da. și că aveți multe de povestit. Poate ceva? Am să spun una, tot chiar dintr- membru din asociație, dar în același timp el este în aceeași biserică în care slujesc și eu ca și prezbiter în biserica Betel din Cluj, Napoca. Deci este vorba de actualul frate, atunci era polițist, Berciu Ioan. L-am întrebat, fiind de multe ori în timpul serviciului, în misiuni împreună, Ioane, ce ai de gând să faci cu viața ta? Dacă în această noapte ai deceda, unde te duci? Te duci la Dumnezeu în Rai sau te duci în altă parte, vis-a-vis -vis de viața pe care tu o trăiești? Ți-ai pus vreodată această întrebare? Am vreme, după ce mă pensionez, am zis, mă rog lui Dumnezeu, să apuci pensia. Pentru că Dumnezeu spune că noi avem o singură zi în care putem să facem cu siguranță întoarcerea asta radicală, să ne întoarcem la Dumnezeu astăzi. Mâine nu știm niciunul dacă mai trăim. Astăzi suntem aici, putem să facem. M-am rugat pentru 12 ani. 12 ani împreună cu familie ne-am rugat ca Dumnezeu să îi vorbească și Lui. Ca de fapt și la alți colegi, dar el era mai aproape pentru că desfășura mai multe activități. împreună Impreună, era un coleg apropiat. La da. un moment dat, așa. Și a, a ajuns la pensie, Ioane, tot nu mai am vreme. Și într-o duminică, după ce se termină slujba, îl observ că a, a participat și el în biserică la, la slujba și fratele pastor și cu are un obicei de pune cererile de botez nou testamental pe ambon și după anumite predici face mă rog, această precizare. Dacă cineva a înțeles chemarea lui Dumnezeu și s-a hotărât să încheie legământ nou în testamental, avem cereri de botez, să rămâne să discutăm la urmă pașii care trebuie să facem pe care întâlnit Și îl văd pe Ioan că își ia o cerere. Vine la mine, fericit, acum mulțimea așa din biserica afară, mi-am luat cerere de botez. Slavă Domnului, eu de când aștept asta? Nu eu, nu, cum, ceva surpriză pentru mine. Că noi așteptăm, de mulți ani așteptăm și ne rugăm pentru ca Dumnezeu să, să schimbe viața și uh, zice, da, totuși n-ai vrea să te rogi împreună cu familia, urmează să merg la operație. Pentru că era, mă rog, ieșire mult, mai mult de 700 de familii. Mă rog, uh, nu, l-am uh, întrebat de ce urmează sau la ce, ce parte a corpului urmează a fie operată. Și am spus, ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri ne rugăm. A zis Mântuitorul, nu numai pentru prieteni, ci pentru toți. Și ne-am rugat. Era o perioadă de evangelizare în care mai chemau în slujire frații la anumite biserici în țară și când am considerat că el a ajuns acasă de la spital, că de obicei nu durează mai mult de o săptămână după operație și fac externarea. Deci spun soției, ne rugăm și plecăm la Ion. Dumnezeu are ceva de lucru și cu el și cu noi. Pentru că ori de câte ori mergem să vizităm pe un bolnav, Dumnezeu schimbă viața și la unii și la alții. Am ajuns la Ion, am bătut la ușă, deschide, așa era așa de fericit, ca un exploziv, ca o dinamită. Știi, să vezi ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut, mă, Ioane, Dumnezeu, știi? El era așa de fericit. Știi, eu a trebuit să fiu operat. Da, Ioane, dar de ce? Că am uitat atunci să te întreb. Știi, o comisie medicală m-a diagnosticat cu o tumoare canceroasă în corpul meu. Și pentru că am văzut că unii merg în Viena și nu știu pe unde să operează că n-ar avea, mă rog, încredere între ai noștri, știi, știi că am văzut atât mediatizat cu unii își iau diplomele, cum nu vorbim de medici, dar în general, așa, unii își mai iau diplomele într-un fel sau altul și spune, am dus la altă comisie. Și, păi ce m-am dus la profesorul Cuma, la spital, la Clujana, o comisie medicală, a zis, da, domnule, să știi că într-adevăr ăștia au, greșit colegii noștri, ce imediat am respirat. Că ăștia, prima comisie, mi-a zis, mai trăiești un an, maxim doi. Și când ăștia au spus, știi, au greșit, eu am respirat. Și atunci eu au spus, da, numai șase luni întrește, au greșit, într-adevăr. M-am frânt. Și atunci m-au planificat la operație. Însă, am fost la ei joi și urma în săptămâna următoare, miercurea, să merg la operație. Vine seara soția lui Ion, care ea este o, o credincioasă. Așa a spus Ioane, n-ai vrea să vii împreună cu mine să mergem la biserică la Luncan, lângă Câmpia Turzii? Dar și de ce e acolo? Și este o seară în care se adună din mai multe biserici, să facă rugăciuni, să depun mărturii, să vestește în Cuvântul lui Dumnezeu și se va face o rugăciune specială și pentru bolnav, cum scrie în epistola lui Iacob. Dacă e cineva bolnav, scrie pe presbiterul bisericii, să facă ungere cu un dream, să roage numele Domnului Isus. Dacă este bolnav, se va însănătoși și dacă o păcătui, Domnul îl va ierta. Deci e foarte încăpățânat. cum să mă duc? Ce să știi că păcătii un obicei? Rău. Și a care? Vrem să ne pugăm și de rău ăsta, dacă ceva era. Deci ei încep la ora 18 și cât ține harul lui Dumnezeu, zice, atât asta o în adunare, ei nu se trebuie să vină acasă. Eu nu pot să stau mai mult de 20 de minute. Ioane, când nu mai poți, ieși afară, e călduț afară, pe banchetă, la mașină, stai frumos și asta, sau dacă nu venim acasă. Zice, greu m-a lăsat comis. Dar zice, știi ce s-a întâmplat? Ce? Când am ajuns acolo, m-am uitat la ceas, era 18 și 10 minute. Când m-am uitat a doua oră, era trecut de 12 noapte. Și nu-mi venea să mai plec. Parcă o secundă o trecut așa, o bucurie, o pace, o dragoste, așa, un cuvânt. Dar ce știi, S-a coborât Dumnezeu în adunare. Pe cum s-a coborât Dumnezeu, Măi, Ioane? Ce vrei să spui cu asta? Zice, am auzit, așa vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. M-am coborât în mijlocul tău poporului să aduc pentru unii mântuire, pentru alții vindecare și pentru alții putere, pentru vremurile grele care să aibă loc pe pământ. Ce îți dai seama că a vorbit Dumnezeu? Și ce am ieșit și eu la rugăciunea pentru bolna? Și? Și zice, nu știu cum să-ți explic, zice, dar când mi-au făcut ungere cu un delem și biserica, zice, se ruga puternic acolo, toți, zice, cu lacrimi, că se ruga ca Dumnezeu să ne vindece. Zice, am simțit ceva, de ce să nu râs de mine. Ce ai simțit, Ioan? Și am simțit ca un curent la 3.80 din cap și până în tăp de știi cum? Nu dureros. O dragoste, o bucurie, o pace atât de imensă, o dragoste dumnezească. Nu ți-o pot explica. Zic, stai liniștit că și pe mine tot același mă curentat și pe mine când Dumnezeu s-a atins de mine, am simțit că zice, m-am și dus, pastore, eu de în seara asta sunt al lui Hristos. Indiferent ce va face Dumnezeu. Ioane, dar ce ai vrut să zici cu asta? Adică și dacă nu mă vindecă, eu știu clar că Dumnezeu există, că s-a atins de mine în această seară și eu vreau să urmez pe Domnul Iisus Hristos și să respect ceea ce spune El în cuvântul Său. Și, și ce m-am dus la operație? Păi Ioane, dar tu ai zis, da, pe asta i-am spus și la profesorul Coma și la ceilalți medici. Să știți, eu am fost la Luncan să biserica Domnului, Domnul s-a atins de mine, pe mine nu m mai operat. Profesorul de la, de la Clujana a spus, uh, uh, puneți-l imediat, la aparate și să vedem care e situația noastră. Deci l-a pus la aparate, și zice, uite, tumorul e acolo. Eu una știu. Am fost la biserică, mi-a făcut un jurec de Dumnezeu s-a atins de mine. Și atunci, unul dintre medici care este creștin, practic anotestamental, fratele doctor Crișan, a spus, auzi, lasă-l pe Dumnezeu să se proslăvească. Dar ce e aia? Că eu nu știu. Nu știu ce înseamnă asta. Și noi te punem pe masă de operație, te tăiem, scoatem tumoarea, trimitem la București. Și dacă nu i cancer, dacă Dumnezeu s-a atins de tine, să vină rezultatul că nu i cancer. Accepți? Da. Vece prima comisie ți-a făcut biopsie? Cancer. Noi ți-am făcut profesorul Coman. Rectific, nu în Coman, spune la fel. Ți-am făcut biopsie, am trimis la București, e cancer. Eu una știu. Am fost acolo, s-a rugat biserica Domnului, mi făcut ungere, Domnul s-a atins de mine. Și, și mi-a venit rezultatul. Și și zice, nu trebuie să fac chimioterapie, totul în regulă, analizele curate, nici o celulă în nu e cancer. Și atunci profesorul Coman a zis, nu se poate. Imediat, analize din nou de sânge, hai să vedem ce s-a întâmplat. Dar ce, dar nu v-am spus ce s-a întâmplat. Am fost la biserică, să a rugat biserica, mi-a făcut de Domnul s-a de mine. Și astfel, o dovedit încă o dată, au venit analizele curate și au spus, ce ai făcut? Da, v-am spus clar. La care o zis profesorul, da, de asta nu mai Dumnezeu face la care Ioan spune, tu îți dai seama și el a zis cuvântul la greu, noi nu avem voie să-l spunem. Lipsit de înțelepciune, dar sub altă formă. Spune el, 12 ani nu am ascultat de tine. Ioane, noi toți trebuie să ascultăm de Hristos. Că numai El e Dumnezeu, numai El e Mântuitorul, dar altfel nu avem cum să ajungem în împărăție. Trebuie să reținem, din această povestire, întâmplare adevărată, din fericire, să reținem două lucruri. Odată că Dumnezeu lucrează cu semne și minuni și astăzi, doar să fie credință și acceptare, și luat în al doilea rând că nu trebuie să așteptăm apariția unui necaz, a unei situații dramatice în viața noastră ca să ne întoarcem la Dumnezeu, sau să fim pensionarea ca să ne mai gândim atunci la liniște. Un lucru probabil, atât pentru segmentul acesta de polițiști despre care vorbim acum, cât și pentru oricine dintre cei care, care, ne urmăresc aici. E adevărat. cel mai de dorit este până nu vine necazul. Însă uneori, datorită împietririi inimii, Dumnezeu intervine prin uh, astfel de încercări, pentru ca omul să nu-și mai pună nădejdea în lucrurile acestei lumi. Aduceți-vă aminte de Sfântul Apostol Pavel. Cu corabia pe mare, în furtună, zice, pierdusem orice nădejde. Tocmai ca să ne punem nădejdea numai în Dumnezeu. Și atunci, omul este liberat de lucrurile acestea pământești și își predă viața lui Dumnezeu. Pentru ultimele 10 minute ale emisiunii, într-un fel, ați, ați arătat că Dumnezeu lucrează nu numai în asociații, dar în rândul membrilor. Păi lucrează cu seme și minuni. Lucrează, în primul rând, minunea întoarcerea la Dumnezeu a multora și sunt deja sute de polițiști creștini care s-au întors la Dumnezeu. fie că sunt parte din asociatul meu, fie că încă sunt acolo, locurilor de muncă. Și Uh, puțin despre deschiderea interconfesională pe care o aveți. Poate că mulți se vor întreba, poate au prins mai târziu televizoare și nu știu exact de ce cult aparține această asociație. Cum? Poate mai puteți preciza o dată. Uh, da, deci Asociația Polițiștilor Creștini în România nu este o biserică. În statut am menționat lucrul acesta. Fiecare persoană care devine membru în această asociație rămâne în biserica în care Dumnezeu l-a așezat. Chemarea noastră nu este de a constitui o biserică a polițiștilor sau de a înființa o arecare biserică, mă rog, creștină, ci Asociația Polițiștilor Creștini din România se dorește a fi o punte de legătură între instituțiile statului, mă rog, în primul rând, Ministerul în care fiecare ne desfășurăm activitățile sau profesia sau serviciu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos pentru că din asociație fac parte și baptiști, și pedicostali, creștini după Evanghelie, carismati, sâmbătari, vineari, ortodoși, catolici, unitariști. Deci, Domnul Iisus Hristos n-a fost împărțit. Fie mi expresia că nu e cea mai potrivită, este un singur Dumnezeu, este un singur mântuitor. Și Sfintele Scripturii, cuvântul adevărului adevărul Dumnezeu. Noi îi chemăm la Hristos, îi chemăm să se împace cu Dumnezeu și chiar îi explicam unor colegi care aveau și ei aceleași frământări vis-a-vis -vis de această întrebare. Și am spus, dacă noi ca oameni, care nu suntem așa de înțelepți ca Dumnezeu, nici nu avem îndrăzneală să ridicăm ochii în sus vis-a-vis -vis de înțelepciune în comparație cu El, nu ne punem răsadurile între spini, cu atât mai mult Dumnezeu după ce mântuie pe cineva nu o să leasă, el este acela care îl pune în biserica sa și el este acela care va călăuzi viața lui de zi cu zi. Asociația aceasta din România, mi-ați explicat că nu este o, o singură, nu este doar în România această asociație. Poate ne puteți spune câteva cuvinte despre inițiative similare în alte țări din Europa? Deci, în, la nivelul Europei și nu numai Europei, ci la nivel planetar, există o federație internațională a polițiștilor creștini care reunește organizații atât pe teritoriul american, cât și din Europa, Germania, din Elveția, din Austria, din Anglia, din Franța, Italia, Spania, la nivelul Africii, de asemenea la nivelul Asiei, pentru că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea din 2003, după ce am avut conferință în Parlamentul României, a participat pentru prima dată un polițist din Republica Moldova, un polițist creștin, și astfel am încurajat și pe ei, și acum există asociații polițiști creștini și în Republica Moldova, în Ucraina, în Bielorusia, în Republica Rusă. Dumnezeu își extinde împărăția pentru că El ne-a poruncit lucrul acesta, să ducem mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos până la marginile Pământului. Deci există și la nivel planetar, ca să spun așa, deși mi se pare un lucru pompos spus, dar este o realitate o federație internațională în care ne întâlnim la conferințe ale federației, cei care sunt în timpul concediului de odihnă pentru că serviciul de așa natură încât nu toți vor reuși întotdeauna să participe, dar cei care sunt liberi pot să participe la astfel de întruniri. Ne realizăm această scurtă discuție aici, în noastră nostru din Timișoara pentru că sunteți aici pentru a avea o întâlnire cu un grup de, de polițiști care doresc să înființeze sau e posibil să înființeze o filială. Despre acest lucru vorbiți-ne puțin, în măsura în care aveți libertatea, despre modul în care uh, vă uh, conturați activitatea în diverse uh, zone. Poate vor fi și alții care auzind de acest lucru, vă vor da un telefon, avem și câteva informații de contact pe ecran, site-ul dumneavoastră despre modul în care organizați activități și dați-ne câteva exemple de activități pe care le organizați în diverse locuri la nivel național sau local. Deci în fiecare săptămână avem la nivelul fiecărui județ, din cele 36 în care avem reprezentanți deja, organizăm seara de rugăciune, cei care sunt liberi și nu sunt în timpul serviciului, o perioadă, un timp de două ore în care ne rugăm împreună pentru problemele de serviciu ale colegilor, pentru cei care sunt bolnavi, felul în care putem să îi sprijinim pe ei în situațiile de criză prin care ei trec, apoi avem și cântări cu care noi cântăm și leudăm pe Dumnezeu. Așa și ne sfătuim cum să uh, trăim principiile biblice, atât în familie, cât și în societate și la locul de muncă, cu ce putem să ajutăm pe ceilalți colegi. De asemenea, avem filială la uh, mă rog, Clujul, Bihoru, Bucureștiu, însă în celelalte 36 de județe unde avem deja reprezentanți, am dorit, prin ajutorul lui Dumnezeu și uh, participanții de acolo, din județele respective, să înființăm uh, filiale lucrul acesta ar însemna ca ei să fie mai, mă rog, să aibă coeziune mai mare, să aibă strategii proprii prin care să, să lucreze și să ducă mesaje, spre exemplu, organizăm câte o seară de colins de Crăciun pentru colegi, mai ducem câte un ajutor pentru cei nevoiași, chiar și dintre colegi care au ajuns în rezervă, și au ajuns și au pensiile foarte mici din vechiul regim sau au ajuns în situații deosebite și așa, noi căutăm să sprijinim. Însă, aș vrea să înțeleagă și telespectatorii lucrul acesta, uh, noi, de asemenea, între Biserica Domnului sus, suntem o punte de legătură și cazurile sociale, pentru că, din punct de vedere financiar, nu avem posibilități după câte nevoi sunt în țara aceasta. Dar intra în legătură, în meseria da. Aici, în Timișoara, sperăm să, să, ajungem la un consens de a înființa o filială și aici, pentru a fi mai eficienți în lucrarea aceasta de a încuraja și pe ceilalți colegi de serviciu și oamenii cu care noi venim în contact de a urma pe Domnul Iisus Hristos. Mi-a spus, în final o să vă provoc cu aceasta, că ați tipărit uh, trei cărți. Una, cea pe care am în mână pe care mi-a făcut-o cadou, Hristos și iubese polițiștii, cu zământrebării. În uh, fond, uh, luat-o ca o afirmație. Da, de deci, ce ați luat aceste acest titlu? Uh, deci am dat acest titlu ca să dea un răspuns cei care citesc. Deci cei care citesc mărturiile polițiștilor, acum pierd jandarmi la nivel european. Deci aici sunt mărturii nu numai din România polițiști, și chiar și din Statele Unite și și din Europa. Și după ce lecturează această carte, să dea răspuns la întrebarea care e pe copertă. Hristos iubește polițiștii. Adică, care va fi concluzia lor după ce citesc aceste mărturii, felul în care Dumnezeu le-a schimbat viața acestor polițiști și să dea un verdict atât la această întrebare, cât și lor personal, dacă ei sunt polițiști. Să-și răspundă atunci personal. Păi poate că și emisiunea aceasta a fost o provocare care necesită un răspuns din partea multor care ne urmăresc. Dacă într-adevăr Domnul Iisus Hristos iubește și pe polițiști, cred că iubește pe toți. Sunt convins că Deși este trebuit. mai greu să, să iasă popor către Iisus Hristos din acest segment, dar nu este imposibil și lucrarea dumneavoastră dovedește acest lucru. Totul cu putință la cel ce crede, a zis Domnul Iisus. Poate vă puteți adresa direct unora care fac parte din aceste categorii pe care le le-ați uh, menționat și aș vrea să adaug să subliniez ca să nu se dă cu într-adevăr, încurajat să fie parte din asociația noastră și cei în rezervă, poate, sau la pensie care au făcut parte dintr-o structură de autoritate de acest gen. Poate, pornind această întrebare, îi iubește Iisus Hristos și pe polițiști, poate vă puteți adresa chiar la camera care da. este în spatele meu. Da, Mântuitorul iubește pe toți oamenii și iubește și pe polițiști, fie că sunt activi, fie că sunt în rezervă, El iubește pe toți, pentru că dorește ca toți să vină la El și să-i mântuiască. Eu doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ne-ați urmărit și în mod special, mă rog, pentru cei din structurile de autoritate, pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le ocrotească familiile pe ei, copilașii lor și rudele lor și, de asemenea, să ne ajute Dumnezeu pe toți să facem ceea ce Mântuitorul ne-a spus, ca astfel să fim slujitori destoinici la locul în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare, să fim o binecuvântare pentru Biserica Domnului, pentru societatea, pentru țara în care trăim și să urmăm astfel pe Domnul Isus Hristos. Dacă vor mai multe informații și doresc să ne contacteze, au posibilitatea, există și un site Asociației Polițiștilor Creștini din România, și, de asemenea, anul acesta am scos mai multe agende de serviciu pentru polițiști și acolo am trecut și persoanele de contact în cele 36 de județe și au posibilitatea să acești colegi să contacteze reprezentanții noștri și dacă au curiozitatea sau dorința de a vedea pe viu, când avem conferințe, fie regionale, fie naționale sau internaționale, îi așteptăm cu drag. Asta da, să site-ul care l-am afișat și noi pe ecran, unde pot obține mai multe informații despre de noștri. oricum vă mulțumesc, frate Ștefan Șelonă, pentru că, în sfârșit, după, ne cunoaștem mai mulți ani, dar a mulțumesc fost o ocazie eu. ca să avem mulțumesc. un timp împreună și cred că prin această emisiune Mulți au găsit răspuns la întrebarea care într un fel sau într a fost pusă de-a lungul întregii noastre discuții, dacă Iisus Hristos îi iubește într-adevăr pe polițiști. Cu ce Aceasta a fost ediția specială, calea adevărul și viața Dumnezeu să vă binecuvânteze.